Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că dacă vreți să cumpărați sau să vindeți conturi de Steam, o puteți face pe site-ul din descriere. Primul link din descriere este steamaccounts.us, un site unde puteți să vă vindeți contul de Steam sau puteți să cumpărați alte conturi de Steam puse la vânzare. Aveți link în descriere. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un nou episod dintr-o nouă serie de hacking în care ne băgăm hack-uri pe diverse jocuri. De data aceasta jucăm Apex Legends, știu ceva bă Sky, suntem alături de Sky. L-am corupt și pe Sky să vină cu noi pe Apex. Bă băieți, m-am gândit să fac așa cheating pe mai multe jocuri. Nu ne lăsăm de CSGO în niciun caz, deci să nu vă gândiți că o să mă las de CSGO hacking sau de chestia asta. CSGO hacking va rămâne întotdeauna în inima mea și în sufletul meu, dar pur și simplu vreau să fac și cheating pe alte jocuri ca să văd cum e și să vă prezint și vouă cheat-uri. Nu știu, probabil printre abonații mei mai sunt unii abonați care, nu știu, vor să se joace cu cheat-uri pe alte jocuri și eu pot să le prezint cheat-uri pe alte jocuri. Nu știu, poate un abonat se gândește să se joace pe Dead by Daylight cu cod. Ei bine, are pe canalul meu cod de Dead by Daylight. Sau vrea să joace cu cheat pe Valorant. Are cod de Valorant pe canalul meu. Și de data aceasta jucăm cu Apex Legends. Jucăm pe Apex Legends cu cod, bă băieți. Jucăm tot cu cod cheat, este același cod cu care am jucat și pe Dead by Daylight, un cheat foarte bun după părerea mea, cel puțin la faza cu detecția, adică băieții au reușit să facă niște coduri pe jocuri cu anticituri foarte bune, de exemplu și Dead by Daylight și Apex au anticituri super bune și băieții totuși au reușit să facă un aim hack, deci avem și aim hack aici, ce e super șmecher, și wall hack, și aici la mis puteți să dăm în third person, dar nu știu cine ar vrea să joace Apex în third person, în fine. Avem aici mai multe setări, avem, putem să ne activăm aim, putem să-l punem la ăsta, pe, să apăsăm pe o tastă să se activeze aim-ul. Ceea ce la Valorant, dacă nu mă înșel, nu cred că se putea face, sau nu știu exact. Avem multe alte setări de wallhack, recoil, deci asta e, deci chestia asta te ajută super mult. Adică, uite, la Valorant n-aveai chestia de asta de recoil și când încercai să-i tragi pe cap frumos, zbura ținta sus și nu mai omorai, și te omorai inamicul. Ei bine, aici nu se întâmplă chestii de astea. Și la misc n-avem mare lucru, deci n-am ce să vă prezint pe aici. Bă, Sky, zici tu ceva, ce părere ai despre cheat-ul ăsta, că am jucat vreo 4 meciuri azi cu tine. E tan greu, bă băieți, așa că dacă vreți să vă cumpărați și voi acest cod, aveți un link în descriere, bă băieți, ca să nu mă întrebați după aia. Deci primul link din descriere este link de la codul acesta, sau al doilea, nu știu, depinde cum o să-l pun. O să vedeți acolo că scrie cod cheats în... asta, link. Hai să trecem la meci, bă băieți. Bă, mi s-a activat aim-ul fără să vreau, așa, bă băieți, am intrat și în meci. Am uitat să pornesc filmarea la timp. Eu sunt Jump Master, zi repede unde sărim. Undeva unde e ca lumea, nu? Băi, nu știu. Am încredere. Mizez pe tine. Ai încredere, mizez pe mine. Hai aici, dacă mizez pe mine, sperăm să găsim ceva. Da, bă băieți, o să vă fac așa o mică prezentare a cheat-ului în timp ce jucăm și la aim și la wall. Cam așa se vede wall-ul, nu știu, wall-ul. Bine, eu mi-am și activat în caz de vă întrebați de ce le văd și numele și glow și toate alea, le văd forma corpului. Avem și cutiuță de aia, da, le-am activat. Vezi că s-o dropat doi aici, ne ducem în cealaltă parte. Am absolut toate chestiile activate, de aia se vede așa. Mie așa îmi place, nu știu voi acum. Puteți să nu vă activați chiar așa de multe informații ca să vă încurci, nu știu, eu sunt mai disperat așa cum mi-am activat tot. MG-ule, dă-i repede loot aici, ei, doamne, MG-ule, e și MG, cum zici ceva, MG, mă? Hai că zice MG ceva dacă e. Aveți can... bă, mamă, am luat-o automată, respect, stătică, ce? Am zis salut. Ah, salut, v-a salutat MG, bă, băiți, aveți canalul și al lui Sky și al lui MG în descriere, amândoi se ocupă de ce se go hacking și de alte chestii de astea. Check it, guys, abonați-vă acolo, bă băieți, dacă nu mă supăr și o să mă omor. Nu glumesc, că nu o să mă supăr, doar o să mă omor. Și mai rău. Și mai rău, hai încoa, bă, Sky, vină încoa, ai lootat? Ai luat ce? Mamă, puteți să bunker secret, să moară Jaxana. Mamă, fete, mamă, bunker secret. Hai să mai să campăm. Nu campăm, meciul ăsta vreau să dăm rush. Da, mă bag pe kill-uri. Da, păi vreau să le prezint la băieți aim hack-ul și toate alea și de aia trebuie să le dăm tare la băieți. Nu uitați, aveți link în descriere dacă în caz de vreți să cumpărați cheat-ul ăsta, dar eu zic, nu știu, acum cum vreți voi, dacă vreți să-l cumpărați direct, oricum puteți să aveți, deci aveți garanția mea aici, știți și eu când garantez ceva oricum, chiar. Oricum aveți multe informații și pe site, aveți. Da, exact, aveți mai multe informații și pe site, dar aveți și trailere. Aveți garanție. Da, aveți și videouri făcute de băieții de la COD, cheat din joc și alte chestii de genul. Dar oricum știți că n-aveți garanția mea că codul chiar este ca lumea. Puteți să vi-l luați liniștit, știți că eu garantez doar cheat-uri ca lumea. Chiar dacă eu am parteneria cu ei și băieții, pot să recunosc că mă plătesc, că le promovez cheat-ul, dar oricum eu... Asta e partea a doua. Asta e partea a doua, dar eu oricum ziceam dacă era ceva de căcat la el. Ei, oricum n-avea cum să fie, nu... Opa, ok, am dat knockdown. Aim-ul nu avea cum, și-a băgat shield-ul ăla, dar îi dau eu pe la, bravo. Aim-ul nu avea cum să fie oricum nu știu ce, pentru că pe jocurile astea care au anticit foarte bun, băieții se axează pe securitate, nu se axează pe joc, adică nu pe joc, pe aim sau pe astea, nu știu, la CSGO, de exemplu, oamenii care fac cheat-uri, vezi că vine și cu echipierul lui, stați să-l omor și vă zic în continuare, uite la aici!
Ok, mort. Vedeți oricum că e mult destul de bun. Gândiți-vă, eu am intrat prima dată acum 2 ore în jocul ăsta și deja vedeți cum îi rupe băieții în două. Băi, în momentul pe tine și nu se cunoaște aimul, sincer. Da, deci și Sky mi-a zis că nu se cunoaște aimul, adică nu pare obvious sau chestii de astea, dar gândiți-vă, eu am intrat acum, o trecut 2 ore de când, și gândiți-vă că am început să mă obișnuiesc, deci prima oară am intrat acum 2 ore în jocul ăsta și nu știam să joc, nu știam să mă mișc, nu știam să fac nimic. Mamă, coaie, prost ești, ce-ai dat, mă sperii, mă, omule, mă, dai jumpscare-uri de astea să moară, Bibi. Și de-aia vă zic, oricum, și dacă intrați prima dată în jocul ăsta, nu știu, zicem că vă place, un Battle Royale e ceva în genul Warzone-ului, deci ceva în genul Warzone-ului, numai că e plătit, dar oricum mi se pare super maker și jocul ăsta, sincer, bine, puteți să luați și de pe LoL Steam. Și e free, la e 5, pro, cum e free? Apex-ul e free? E jocul, da, nu știu. Apex-ul? Da, e free, nu? Nu-i, e free? Nu-i mă free, ce ai? Păi și atunci la ce drept am dat 5 ruble pe contul ăsta dacă e free? E de degeaba, stai serios. Nu mă, nu-i free Apex-ul, mă, e costă Apex-ul. În orice caz, dacă vreți să vă jucați, puteți să vă luați și tu ăsta. O să încercăm, v-am zis eu că o să încerc, până nu dau de hack ăsta, până nu dau cu hack-uri pe Warzone, eu nu mă las. Deci, n-o să vedeți voi să închid eu canalul, să mă las de cheating fără să fi dat măcar o dată cu hack pe Warzone, știți ce zic? Deci oricum ajungem noi și acolo. Unde ești Sky, prietenul meu cel mai bun? Băi, eu cred că e free, sincer, crede-o. Nu știu, mă, ia caută, MG-ule, că tu ești singurul la comandă, aici caută Apex Legends pe Origin, cât costă? Eu chiar m-am făcut curios acum, omul. Chiar și super curios m-am făcut, să-mi bag picioarele. Bă, oricum, puteți să luați conturi de Apex de pe LoL Steam la 5 da, ruble, care înseamnă... Faci și nu mori și ce zic. Nu știu, dar oricum, deci ca să înțelegeți, 5 ruble înseamnă 10 bani. Deci ca și cum ai luat monede de 10 bani în portofel și... Da, bagi bani acum pe LoL Steam. Da, dar se descurcă băieții, oricum, băieții decep, se descurcă. Am 2 kill-uri deja, tu câte kill-uri ai, mane? Un kill. Un kill? Băi, e bine. Când ai făcut un kill? Stai un pic. Când ai făcut un kill? Nu l-am luat pe ăla? Sau, nu se pune. Nu e free to play. Da, ți apare. Da, e free to play. Na, deci e free to play, băieți, Apex. Am dat 10 bani. Dar nu mai stăm să facem cont. Am dat 10 bani degeaba, bă, băieți, pe Apex, pentru că e free to play. Nice. Poate e un upgrade la Prime. Da, hai că Prime dacă e ceva. Dar cum să găsești contru cu chestia? Hai că Prime. Ioi, băi. Mamă, te poate prinde aici. Uai, să-mi bag aici, e riscant. Bă, cine trage, mă? O să trage în aia, că îi dă damage, uite. A, serios? Gata, că l-ai omorât, gata, că l-ai omorât, mă, hou. Eu nu știam cu aia, eu mă... Deci îmi dat și mie ceva pentru asta. Swap. Îți dau un pumn în gură. Trebuie să-mi iau și o armură, că eu n-am armură. Ba, am. Vin aici, băi, Timișoreanule. Timișoreanule. Ce faci, mă, îmi dai cu pumnul, bă, gaia, perversă de Craiova, băi, îți dau fătute în gură, băi, perversă de Craiova, îți dau băgam, ia și... Hai să-i omorâm pe băieți, că ți-am zis că meciul ăsta vreau să joc la kill-uri neapărat, adică să-i lupem pe băieți. Și vreau să joc la stone. Da. Deci oricum ai zis, eu vă zic ce mai sincer despre cheat-ul ăsta, dar uite, de exemplu la cheat-ul de Valorant am avut să zic lucruri negative. Aim-ul ăla era de tot căcatul, adică... Bine de tu căcatul, poți să-l dai pe corp și te descurci cu el. Joc e cu chestiile lui. Da, e cu chestiile lui, cu chichițele lui, dar bă, hai acolo la Valorant. Trebuie să știi, exact, dar oricum la Valorant trebuie să știi să joci ca să joci cu ecola. Adică degeaba ești tu bâtă la jocul ăla, că dacă îți bagi ec nu te aștept cu absolut nimic. Și la Apex la fel. Nu, la Apex sincer, băi, la Apex e mult mai bun. Ai no recoil. Bă, ba da. Dar nu poți să zici că ai pod câștigi 100%, știi? Nu știu ce să zic, pentru că uite, aim-ul la Apex e altul apăsat, sau mă rog, pe ce tastă pui, bă, tu să apeși. Te concentrezi, poți să câștigi fiecare. Da, exact, dacă te concentrezi și nu joci ca noi așa rush și stai și camp și aștepți pe băieți, poți să câștigi, dar eu acum pentru episod vă dați seama că îi dau blană. Helmet am? You have a better helmet. Oh, backpack, am luat backpack șmecher. Ce? Ce am pe aici? Bă, nu știu. Stați un pic, stați un pic, de ce ți-am zis stați un pic, cu aia e. Stați un pic, domnule. Stați un pic, domnule Sky, stați un pic. Stați un pic și nu mișcați. Băi, e unul aici jos care e super low și vreau să-l iau de aici, fente, și ce snipe-i dau. Mamă, vino că s-a ascuns în casă și nu cred că mai are cu echipier prostul. Vino încă repede. Voi, deci, mamă, frate. M-am uitat acum 2 zile la un videoclip de al lui. Tu i-ai dat, mă? I-am dat damage. L-ai spart pe băia, nici nu mai știe de el. Și am intrat peste el. Mamă, a fugit din casă. L-am omorât, gata, eliminate. Nu mai avea niciun coechipier săracul de el. Mamă, dai cam riscant să stăm aici în... Mamă, mi-am luat și ăsta ceva... Mamă, dar mi-ai luat toate gloanțele din mână, coaie. Super. Las că iau eu de la altul, că mai am 103 gloanțe, nu-i problemă de război. Uite-l pe altul aici. Mamă, m-a văzut. Ești un băgăcios de copil. Uite-l și pe ăla. Mamă, nu pot să-l iau, n-am activat predictul ăla. Tu-ți copilul, mătii. Nu, n-are rost. Sper că n-are sniper să-mi dea de ei.
Mamă, are sniper. Uai de capul meu, vigloasele. Lasă-l unde e. E sus undeva, ai grijă. Vezi că e sus undeva. În coordonate. La 59. Vine zona, știu, dar stai să-l omor pe ăsta aici. La ce trec, oare viața infinită? Ăla îl omoară zona. Fugi, 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 fugi. Fug. Cred că ne-a spart ăla care AVP. Ne-a spart ăla. Mișcă-te, mișcă-te mult că te sparge la care AVP. Io, mi-o tras cu AVP-ul. Trage cu AVP-ul, trage cu AVP-ul. Adă, adă, aia zic. Get back to the ring. Mamă, ne ia viață multă, bă. Mamă, mamă, dacă de repede vine. Oprește-te, mă, zona, oprește-te, mă. Dar nu ne ia multă viață oricum. E aici deasupra unde? Nu știu. E aici, între chestiile astea, unde mergem noi acum. Vezi că e fix aici, pișatul. Hai, intră, intră peste el, intră peste el. Uai, mor, e mort, e mort, e mort. Fugi, fugi în zonă, fugi în zonă, că l-am omorât. Bine, mă, s-o opri și zona aici. You are the new kill leader. Mamă, am cele mai multe kill-uri din meci, bă. Ce dracu e ăsta, mă? Ok, hai să vedem ce avea. Zic că, mamă, mi-a lăsat Sky gloanțe, nu-mi vine să cred. Phoenix kit, nu știu ce e ăsta. Bă, bă, ce e chestia asta? Ia vine, e o dronă. Ce ai, mă? Omoară, bă. E o dronă. Ce face? Nu, aia, cred că poți să o iei, mă. Respawn. Respawn, poți să dai respawn. A, nu, need a team. Nu, aia dacă mor tu. Cred că dacă mor tu e chestia aia făcută. Păi bine, că dacă mor era aici, oricum. Da, era aici, nu... Nu te duceai departe. Bă, eu cred, bă, că mai puteți câștiga meciul. Da, meciul ăsta chiar e win, să știi. Pentru că, uite, mai sunt 28, 14 squaduri. Deci sunt toți... Vezi că-s doi aici în stânga, vină cu aia, hai să-i scăpăm de ei. Vezi că unul vine acum. Vezi că ne bat, vezi că ne bat, că-s bun. Fugi, mă, dar fugi, mă, nu te lupta, mă, mamă, îl omoară. Mamă, cât de prost joc, nu e ok. Stai departe. Stai, nu te du pe ei, mă, că-s doi. Mă duc tare. Ba, du-te tare. Poți te duci tare acum. Poți te duci tare. Mamă, s-a băgat urât acolo. Ah, nu l-am nimerit. N-am băgat predictul, mă. Dacă dădeam predictul, băi, vei, ai grijă că ne-o dat cu scanner de la și ne vede prin pereți acum. Pentru cât timp? Nu știu, dar știu că ne vede prin pereți. Dar unul e foarte low HP, deci unul mai un glonț îi trebuie și l-am prins aici. Futus. Mamă, s-a dat full. Și-a dat full pișatul. Vino cu Asca, vino la mine, vino la mine. E mort, bravo. Vezi că mai e unul, ai grijă. Bă. Și-a băgat armură prostul, de-aia mă omoră pe amândoi. He-he, boy. N-avea nimic interesant. Backpack-ul ăsta, carry 6 more items. Ok, gloanțe. Bă, dăm niște gloanțe, că nu mai am gloanțe. O, 151, gata, sunt full. Vino să le iei, dar nu știu ce vrea. Vino să le iei. Ok, sunt full de gloanțe, gata. Mamă, am 183 de gloanțe, trăiți iar. Dă și tu niște heal, zic și eu, nu? Bă, heal n-am, frate, și nu pot să-ți dau, că nu suntem pe Fortnite. Îți dau eu. Nu pot să-ți dau. Păi cum, ai medikit? Păi trebuie să ai medikit să-mi dai. Da. Dăm, dropează-mi-l cu aia. Păi zici tu așa, mane. Vezi că e unul aici în spate, special wing, ai grijă la el. Mamă, păi mai baza. Vezi că e unul în spate, vină cu aia, că te omoară. E fix după cutiile astea, futul în gură să-l fut. Ia uite-l. Vino repede, că-mi dă knockout. Vino, dă-i, că e low HP. Mamă, cât de low e prostul. Îți doi. Vezi că-s doi. Vezi că-s doi. Trage-n el, omoară-l. Rupe-l în două, rupe-l, gata. Coaie, cât ți-s? De ce am... Și-a dat, vezi că s-a reviat prostul, s-a reviat, coaie. Bravo, Sky. Eu am 8 kill-uri, trăiți, iar 8 kill-uri am, du-te dracu. Păi dar îi rupem pe ăștia, mă. Și n-am niciun spectator pe mine, zase-mă, ăștia au dat instant rage quit cu aia, au și ieșit din meci nebunii. Hai să băgăm seringa cu LSDI, mamă, am zis cuvânt urât, frate. Mamă, n-o să ții, n-o să ții. Păi da, ce dracu, Lil Pam de cântă de toate prostiile, nu știu ea și-mi iau eu, sau cine mai cântă. Hai să dar o dată. Ar fi culme. Hai că doar dacă arăți cum să le folosești chestia asta, ții. Dar nu, mi-ai dat o idee foarte bună, să știi că mi-ai dat o idee foarte bună, ți-am zis thank you. Dacă okay. Vorbești, nu știu, un prospect general despre el. Habar n-am. Hai să mergem pe următorii, mai 19 kill-uri pot să fac. Bă, zona, bă, îi să-mi bat picioarele, uai, cât de repede vine. Apasă 3. Holster weapons, da, bă, bună idee. Uai, dar fuge repede zona asta, fut tot dracu de zonă, mă. Cred că murim, Sky. Cred că ne-a spart zona asta. Hai că nu ne-a spart. Cum să-ți dai, mă, heal din mers, mă, că se oprește aici zona, stai liniștit. Use seringă. Ok, mai două minute avem. Hai că ne descurcăm noi în astea 2 minute. Bagă-ți seringa. Încă o seringă mai vreau să-mi bag, frate, să-mi fac viața full dacă toți suntem așa, nu? Și eu zic să ne depărtăm un pic de zonă. Hai să ne ducem direct în zona safe de acum. Zic. Ne ducem direct în zona safe. Opa, ce s-a întâmplat, mă? Nu m-a mai lăsat să alerg, lol. Mergem direct în zona safe de acum pentru că după iară vine asta și o să vină cu viteză și mai mare. Și trebuie să-mi dau un medkit. Vino aici repede. Bă, dar nu, mă, mi se blochează. Doamne, mi se blochează iar tastatura, mă. Mi se blochează, dar cred că nu mai am baterii la tastatură. Și nici nu știu pe unde le-am pus bateriile. Să-mi bac picioarele, mă. Sperăm că apucăm să terminăm episodul. Mamă, bă, cât de urât mi se blochează. Sau oare nu mai poate caracterul să alerge și se oprost?
Cred că nu mai, bă, cred că la cât l-am arreglat pe ăsta nu mai poate și el, mă, că nu-i robot. Acum o fi robot, eu știu, dar nu știu. Praul 2K 2020. Acum o fi robot, eu știu, dar nu știu. Ce? Gata, am găsit un nou website de carte. Da-și, mă, dracu, din gură că filmăm în pizda, mă, DMG-ul ăsta. Mihnea Grigoraș, Cluj-Napoca, băieți, știți unde să-l găsiți. Nu, niște Steam card. Mă, ce-am găsit? Stai, mă, vreau să-i fac un cadou. Da, vreau să-i fac un cadou la Sky, băieți. Așa. Asta nu are nicio treabă. Nu, nu au auzit până acum că noi de 10 minute vorbim aici de YouTube, de episoade astea, că filmăm. Ce o treabă. Mă vine, bă, băieți, să vedeți ce am găsit, frate. Să vedeți ce am găsit, bă, băieți, aici. Mă reschimă ce am găsit. S-a apărut Project Car 3 sau pare. Taci, mă, drecu. Nu mai zic tu pe aici. Tu mă vezi prin pereți, mă, tu mă vezi prin pereți, Kai. Project Car e un joc, da, știu. Da, 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 ăla Project Carding al TNL-ul, nu? Da, nu știu, e un joc. Ăla, da, mă, băi, și mamă, ne-a dat cu scannerul în cap, ești nebun. Și și sus, băieți, iau avantaj, vine repede. Ce-ar fi să mi-l iei, Mihnea? Ce-ar fi să mă ajuți? Ce-ar fi să mă ajuți? Sky, ce-ar fi, ce-ar fi? Ar fi greu să mă ajuți. Vine acum, dar nu mă pot. Dar nu, că mă descurc, că eu omor pe amândoi, băga mea și picioare. Păi nu mai vin atunci. Ba, poți să vii. Ok. Uai, unul knockdown, ok. Ok. Mă moară, mă. Mamă, câte Civilization 3, 17, unde văd? Ok, am omorât pe amândoi. Am 10 kill-uri, trăiți iar familia. Nicio treabă, mă, pro player, eu și Shrau ce mai facem de astea. Mai vezi pe ăștia, sunt pe aici aproape. Bă, ring closing, ring closing. A, suntem în zonă, e bun, suntem în zonă, nu-i problemă de război. Stai să iau, you have a bear. Hai să-i pun punct ce zic eu, să ne liniștim că prea tare. Evo, Phoenix, kit ăsta, ar trebui să-l arunc unde ăsta. Ce să fie? Să campăm puțin, că ne-am aruncat cam tare. Bă, da, ne-am aruncat cam tare și nu-i bine. Mamă, 10 kill-uri. Eu și Shroud ce mai facem de astea? Să mă rog, să. Bă, nu știu, eu zic să nu te riști că nu mă uit la tine. Am mai lootez pe aici. 3X Ranger, nu știu ce. Bă, uai, ce m-a speriat, du-te, mă. Bă, vine zona, nu știu. Noi suntem în safe zone acum, nu? Ok, bă, văd că jocul ăsta n-are falling damage. N-are falling damage. Poți să te arunci unde vrei tu, că n-are falling damage. A, păi perfect. Hai să omorăm pe ăștia doi, că mamă, sunt mulți cu aia. Hai în zonă, hai în zonă, că suntem safe aici, zic eu. Hai că nu ne vede nimeni, hai în zonă că-s doi aici, nu știu, sper să n-aibă AVP-uri sau ceva. Opa, s-ar putea să aibă AVP, și să-mi dea un cap. Unde? La 95, are AVP, vezi că ți-a tras mare glonț. A tras pe tine mare glonț, omul, dar nu-i problemă. E pe casă, vină repede încoa. Ajută-mă, bă, vină încoa repede. Am căzut. Unu-i knockout. Vino repede încoa. Omul se aruncă de pe casă, ce dracu face? Ajută-mă, mă, Sky. Gata. Ești gata? Da, waiting for recovery. Ăla e aproape mort. Bine, mă. Bine, mă, băiatule. Mamă, să vezi că a aruncat ăla acum o grenadă și mor. Poți să dai heal-lock, okay. Da, dar nu știu, stai un pic să-mi dau, să-mi bag seringa. Ala-i, tati. Mai sunt patru, nu, mai sunt... Cât sunt viață, mă? Băi, nu scrie cât mai sunt în viață. Tu vezi că dacă mai e puțin până Phoenix Kid, ce e ăsta Phoenix Kid? 4 squadre, deci cred că ar fi cel puțin 4. Da, nu, 6-7 player cred că mai ești pe acolo. 5-6 player. Da, oricum mai ești. Da, dar nu știu de unde să-ți dau, să moară Jaxana. Unde în spate, mă? Băi, nu, văd. Jos. A, de aici, da. Mamă, dar zona se închide imediat. Păi, dar nu pot. Ah, gata, am luat telefonul ăla sau ce trebuia să iau și de aici. Mamă, dacă îmi dă vreunul snipe acum mai ăsta Sky, să-mi bat piciorul de-ți mai dau revive în viața mea. Păi, un speedtech aici, jocul ăsta. Mamă, 4. Mamă, ce nu-mi place așa când trebuie să stau în mijlocul câmpului și să aștept. Gata, ți-am dat revive. Revaun, ce trecut, dar am inventat un nou cuvânt, revaun, în puii mei. Revaun. Hai că ai și loot aici. Bun. Ai și ăsta, ai și loot aici, Sky. Da, bine, da, nu-i nu știu ce loot, dar măcar e. E bun de ceva. Oho, veniți de sync? Salut! Vezi că filmăm de sync-ule. Hai, vină cu asta, hai repede, vină cu. Mamă, nu mai am nimic, Raule, nu mai am nimic. Mă, ce? Păi vină aici, că ai aici loot. Te descurci cu ăsta, acum ce să-ți fac dacă ești prost și mori. Nu știu de ce te-ai băgat așa pe aia când știi că n-ai cheat. E, Apex Legends, mi-au dat băieții cheat pentru Apex Legends. Bă, mie mi se pare sau se scufundă casa asta? Că nu, era apă în casa asta? Eu nu știu dacă era apă. Se scufundă casa, coaie? Ia, nu știu. Băi, să-mi bag, eu acum văd, nu știu dacă era. Bă, nu știu, jocul ăsta chiar e mișto, sincer. Da, e super mișto jocul ăsta, să-mi bag. Hai, stăm în casă, hai la camp acum. Numai să mă uit, să te uiți și tu să nu fie cineva pe casă, că eu mă uit după aia. Mai, să zic eu câți playeri mai sunt. Mai sunt 2 cu 2,
Oricum, eu n-am 4 player, în afară, 6 player mai suntem, 6 player mai suntem. Eu n-am cum să te ajut, că n-am armă. Hai că îi văd eu pe băieți. Are AVP, bagă-te înapoi și bagă-te după perete care are AVP, că îl vedeam cum stă prostul. Nu te băga, aici tu fix în ușă stai mă, să te vadă pe geam. Uite aici, uite aici poți să stai, vin aici. Oh, not bad, not bad man. Mai să nu poate stragă prin lane cu AVP-ul ăla, știi ce zic? Da, nu. Stai un pic că fac eu o schemă aici, mă bapri. Mamă, noi nu suntem în zonă, bă, noi trebuie să mergem încoace să fim în zonă și într-un minut se închide zona. Hai, vină încoace repede. Vină după mine, Sky, bagă-te după piatra asta. Adică noi mergem să fim în zonă, știi? Acum ce fac ei nu-i treaba noastră, noi să fim în zonă. Oricum, și care e faza? Băieții, mamă, vezi că se uită unul spre noi, sper că n-are AVP, sper că n-are AVP, sper că n-are AVP. Ok. Hai să stăm în casa asta, că suntem fix în zonă dacă stăm în casa asta. Suntem puși perfect aici. Noi să închidem ușa asta și suntem puși perfect, gata, don. Vină cu, uite, ai un pistol aici dacă n-ai armă. Ai și ultimate accelerant. Cred că accelerant îți dă, îți bagă sprint sau ceva, nu știu. Hai că aici, hai tot ce trebuie, vină, stai aici. Stai cu minte aici, bun. Băieții se luptă, n-au treabă. Mamă, 12 kill-uri am să moară Jaxana cu copiii ei, mă, 12 kill-uri am, mă, băiatule. Ok, mai... Cred că mai vreo 5 players. După... Da, 1, 2, 3, 4. Bă, doar 4? Ba, bă, mai sunt 4, bă, în afară de noi. Bă, nu știu, ai niște gloanțe de-astea? Ce zam? Gloanțe? Ce gloanțe folosește la? Ce, MG. Da, ce gloanțe? Dai pe I și du-te acolo pe gloanțe. Gloanțe și două, să știu care e. Ce arată? Arată 4 gloanțe mai mici? 4 gloanțe? E verde, verde, e verde. E verde? Nu, n-am pe verde cu un fulger. Nu, n-am. Ring closing. Băieții vin cu a, băieții vin cu a. Fie, acum ce bait le dăm. Futu-le în gură. Futu-vă în gură. L-am ratat, l-am... Ui, de capul meu ăștia-s buni. Bă, stai cu minte aici. Gata, suntem. Ne-au dat smoke. Tu ai dat? Tu ai dat? Bun. Stai că vine prin spate prostul. Nu că le dau prin smoke, dar prostul vezi că vine pe jos, ai grijă. Mamă, stai ascuns, stai ascuns, că dau cu nade-uri și cu de-astea, stai ascuns. Vine zona, bă, se strânge zona. Și suntem în zona? Da, noi suntem în zona, e bun, noi suntem good to go. I-am dat prin smoke la unul cu aia. Mamă, a pus ceva aici. Stai că am închis ușa, ai grijă, ai grijă, Sky. Stai că poți dau smoke iar în 5 secunde. Dă-i, dă-i. Stai în 5 secunde, deschid asta și dau, nu? Dă-i, 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 repede, dă-i. Dă-i acum, dă-i, dă-i. Aia zic, tati. Stai că eu mor pe amândoi. Aaa, mă vede, mă vede, mă, dar cum mă vede el, mă? Dă-ți heal, dă-ți heal. Nu-mi dau, că eu mor. Ah, dăm revive, dă revive repede până nu expire smoke-ul, dăm revive. Dăm revive, mamă, vezi că... Hai că nu vin, hai că nu vin, e bine, hai că n-au tupeu să vină, n-au tupeu să vină. Ai grijă. Uai, nu mai am gloanțe, mă, futule mama lor, mă. Dau smoke-ul în 10 secunde. Hai că noi suntem tot în zonă, e bine. Phoenix kit-ul. Stai cu minte, stai cu minte, stai cu minte. 3, 2, 1, bam, Phoenix kit. Gata, am full. Dar nu-i văd, mă. A, uite-l, 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 uite-l. Mamă, dar cât de bine joacă omul ăsta, mă, are, cred că și ăsta are aim ceva, mă, dă-l în morții lui, mă. Trage prea bine omul, dar nu, băi, nu-mi închide ușa în față, stai. Ți-ai zis, nu te bați, zis că am făcut. Nu, dar unul-i lău, mă, unul-i lău, HP futul în gură. A, nu, acum nu mai suntem în zonă. Unul-i knockout, unul-i knockout. Ăla la altunde, uite, tot aici în față e pișatul. Ok, are cap. Dai, 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 dai pe el, dai pe el, dai pe el. Dai, sar pe el, sar pe el, că tu oricum. Gata, mă, you are the champion. Bine, mă, băiatule, mă. Eu știam că sunt ultimii doi, tu nu știai că sunt ultimii doi? Bine, mă, bine, nu. Coai, ce ratat, omul nu știa că sunt ultimii doi. Eu de-aia ți-ai zis sar pe el. Cine dă acum? Nu știu cine dă, ne dă muie, nu știu, suntem de champions, ia uite aici. Stau eu cu cioara pe mână. Stau cu cioara pe mână, coai. Bă, băieți. Umești foarte frumos, știți că eu tot timpul așa. Mamă, 14 kill-uri am eu cu aia, 14 kill-uri. 14 kill-uri am trăit, iar familia. Ai de 3 ori mai mult de ăsta, de 10 ori, pardon, mai mult. Am de 14 ori mai mult decât tine kill-uri, ești nebun la cap. Da, și de 10. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod de Apex Legends. Bă, cheat-ul este foarte fain. Dacă vă plac episoadele de genul, știu, foarte mult acțiune, mie chiar îmi place să mă joc cu ăsta cu cheat-uri. Sper că v-a plăcut acest episod, băieți. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe la canal dacă mai aveți episoade de genul în continuare. Puteți să vă luați și membru. O să facem, dacă vă place seria asta, o să iau câțiva membri la alegere, deci dacă aveți membru puteți să scrieți în comentarii la acest episod Discordul vostru și să fiți neapărat în serverul meu de Discord, cred că o să fie și el în descriere dacă nu uit să-l pun și puteți să vă jucați cu mine Apex Legend în caz de aveți, nu știu, putem să jucăm și la quadoare sau e doar trio? Da, e doar trio, cred că e doar trio. A, noi trebuie să jucăm, fii atent, mă, noi trebuie să avem level 10 ca să jucăm ranked, bă, să jucăm să avem rank-uri, mă.
A, să vezi ce face și aia. Adică mai jucăm, nu-i problemă, după ce editezi video ăsta, de nu băgăm noi pe toată viața, să moară Bibi. Eu am... Da, pe și eu tot. Dar tu vezi că ai... A, tu ai la fel ca mine, bun. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați dacă vreți să... Nu ezitați dacă vreți, ok. Nu uitați că dacă vreți să vă jucați cu cheat-uri pe Apex Legends, aveți un link în descriere, cred că o să fie primul link. Sper că o să-l pun primul, sper că nu o să uit. Dați acolo un like, bă, băi, să facem 1000 de like-uri la acest episod și noi ne vedem data viitoare. Salut!